Exponatul lunii la subunitatea vivariului a Complexului Muzeal de Științele Naturii Ioan Borcea Bacău în septembrie este porumbelul gușat. Gușații sunt o rasă de porumbei prin excelență decorativ, cu zbor greoi caracteristic, având gâtul lung, gușa umflată în poziție de paradă, abdomenul îngust și alungit, picioarele lungi cu încălțătură de mărime diferită și penajul colorat. Porumbeii gușați sunt caracterizați printr-o gușă situată pe partea anterioară a gâtului, formată prin dilatarea esofagului, pe care o umflă și o dezumflă după propria voință. O serie de cercetări au arătat că porumbeii gușați înghit cantități mari de aer, care se acumulează în esofag. Prin închiderea orificiului esofagului, prestomac, acumularea aerului înghițit dilată mult esofagul și gușa se umflă. Comparând esofagul umflat al porumbelului comun cu al porumbelului gușat, s-a constatat că apar diferențe esențiale. Volumul esofagului umflat la guțan este de 114 cm cubi, cu un diametru de 3 cm, iar la gușat de 597 cm cubi, cu un diametru a esofagului de 9 cm. Așadar, volumul esofagului la gușat este de 5 ori mai mare. Porumbeii gușați încep să-și umfle gușa la vârsta de 3 luni, dimensiunile maxime ale acesteia fiind obținute după maturitatea sexuală. Această rasă de porumbei a fost cunoscută în Europa și în India încă din jurul anului 1600. Se presupune că au fost aduși din Asia, unde s-au format ca rasă pentru prima dată.